Așa este mutate. Din clipa în care duci mediatoarea în segment și ei o pun la întâmplare, n-a depins de tur, că doar nu a fixat de până la o anumită distanță. Ceea ce constați este că triunghiurile acestea sunt congruente totdeauna și rezultatul este formidabil, că până A este cât până B. Și atunci ar însemna așa, dacă mă duc mai sus, cât fac eu? Un alt punct, pe unul să zic. Aici iau pe unul. Cât va fi pe unul A cu pe unul B? Tot așa ca înainte. Da. Și pe unul A cât pe unul B. Dacă rămâne sunt. Tot la fel. Deci toate punctele de pe mediatoarea unui segment, toate punctele, sunt la egală distanță de capetele segmentului. Da. Deci ele aici, toate unești, sunt egale. Ele nu sunt cam egale. Deci avem un rezultat fabulos. Toate punctele de pe mediatoare, și să spunem toate punctele de pe mediatoare, de pe mediatoarea unui segment, toate punctele de pe mediatoarea unui segment, sunt la egală distanță, sunt la egală distanță de laturile, sunt la egală distanță de capetele segmentului. Deci toate punctele de pe mediatoare sunt la egală distanță de capetele segmentului. Bun. Și acum, după ce am văzut pe asta, hai să luăm, să vorbim despre un unghi. Deci, iată, iau unghiul ăsta. X, O, Y. Unghiul X, O, Y. Și să ducem o semidreaptă care să fie nu la întâmplare puse, ci așa fel o duc încât să împart unghiul ăsta în două unghiuri congruente. Ei, această dreaptă din interior, care parte din două, acea semidreaptă, cum se numește? Se numește bisectoarea omului. Da? Aceasta se numește bisectoarea omului. Deci, bisectoare. Da? Parte două unghiuri concrete. Bisectoarea unui unghi este semidreaptă. Da? Duse în interior, care împarte unghiul respectiv în două unghiuri congruente. Bun. Hai să luăm acum un punct la întâmplare de pe bisectoare. Deci, ce este bisectoarea? Bisectoarea a unghiului. Bisectoarea unui unghi. Împarte unghiul în două unghiuri. Bisectoarea interioară, că este și mai extregare. Da. Un unghi împarte unghiul în două unghiuri congruente. În două unghiuri congruente. Hai să luăm un punct pe ele. Mi se pare la întâmplare. Da. Și tu ești perpendicular de aici. Adică drumul cel mai scurt. Nu? Deci din pe, ca să duc perpendicular, da? Fixez un raport cu echiarul. Da. Și duc perpendicular. Una de lată o să fie în continuare și cealaltă. Ia. Aici, 90 de grade. La fel fac și în partea asta. Parte. Duc de perpendiculară din pe latura cealaltă. Și notăm punctul aici, vezi de primul la spectacol. Da. Da. Și mi face 90. Și aici notăm cu pe 1. Sau, hai să zicem, cu M și N, ca să mai încălcăm, M și N, picioare perpendiculare, în locul de o ajuns perpendiculară. Acum, hai să urmărim, cum
Cum ți se pare a ție M, P, cu P, N? M, P, cu P, N. Da. Cum ți se pare M, P, N? Da? Deci asta. Okay. Ți se pare că-s congruente. Dar n-ai argumente foarte puternice. Ți se pare că-s congruente. Și atunci tu zici așa, dacă aș găsi două triunghiuri, într-unul să intre M, P, și în celălalt să fie M, P, și dacă aș... Deci fie triunghiurile P, M, O. Deci, ne rugăm să, după observația făcută, să comparăm triunghiurile P, M, O, V, M, O, și triunghiul P, O, N, și V, O, N. Despre cele două triunghiuri pot afirma că au. P, O, bisectoare. Nu, P, O este, de-acuma ne vedem ca triunghiuri. P, O e comun, că și într-un triunghiul. Deci P, O, latură comună, da? Latură, latură, comună. Deci O, M, P și O, N, P, de 90 grade ce am dus noi, nu? Da. Nu știm ce am făcut. Da. Deci zicem O, M, P. O, M, P. O, M, P, unghiul, congruent unghiul, O, N, P, O, N, P. Și punem de 90 grade în parte, este ca să îți arăt tot omul. Ce mai au cele două triunghiuri? Unghiul O, P, M. O, P, M. Asta de aici? Da. De, cu cine? Conflictul cu O, P, M. De unde e asta? Cinci o spuzie. Mie nu spune nimic. Deci, ce motiv ai M, O. Deci aici e semn de întrebare pe care avea asta, ar fi interesant. Că deocamdată cele două triunghiuri au doar atât. Latura asta e comună. Nu? Despre lucrul că e observat cu până nu știm, trebuie să demonstrăm asta. Dar ce? Acum am plăcut la treabă și cu ochiul se vede cu omul pâi comună. Mă, 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 de unde știi asta? Din nipot. Deci, din secundul ăsta. Da. Și mă învăță cu unghiul două, da? Da. Deci adăugăm că unghiul M, O, P. Am să scriu deasupra. M, O, P, congruent unghiul P, O, N. P, O, N. Și motivăm de ce? Din ipoteză este asta. Da. Deci nu încape discuții. Ești foarte fermă când spui că unghiul de aici, ăsta e cât ăsta. Da. Și de aici înseamnă... Stai. Că de aici n-am nimic deocamdată, mă la altură. Am asta e cât asta, unghiul ăsta. Păi avem trei elemente. Adică? Adică avem unghi într-un. Da, dar trebuie să fie, fiindcă am un singur latură, unghiul la capete. Ăsta cu ăsta. Deci, atenție, eu am latura asta o opă comună, da. Și fiindcă e o singură latură pe care, de care știi cum se vede, da. Îmi trebuie unghiul de la capete ca să mă duc în cazul unghi, latură unghi. Da. Că am un unghi la capătul lui OP și din coace. Dar și am un unghi la capătul. Trebuie unghiul ăsta care are un semn de întrebare. Nu folosește nimic de aici, 20. Nu intră într-o casă. Când trebuie, din clipa care e sigur la altă, unghiul la capete se vede. Da. La un capăt e rezolvat treaba, din cauza musicală, dar la capătul ăsta. Degeaba avem ăsta 90-90. Nu o folosești.
Păi dacă... Ce să facem acolo? Dacă mâini și mâna sunt 9 din grade acolo, până nu înseamnă că e congruent cu... Da, vin cu argumente foarte serioase, ceartă-te cu mine, vino. Dacă se coaie, poate două unghiuri congruente. Asta da. Deci asta n-am avut nimic de spus. Și într-o parte sunt 90 de grade și cealaltă parte tot 90. Da. 180. Cum? 180. Ah, că sunt unghiuri împreună, fac 100? 80. Hai să scrim asta. Deci e între unghiuri, zice. Între unghiuri. Deci, triunghiul O, P, M. O, P, M. Avem. Hai să zicem că ăsta e 1 și ăsta e 2. O, 1. Că e O, P, M. Da. O, 1. Unghiul O, 1. Plus 90 de grade. Că e ăla din mână. Da. Și plus... Hai să mătesc pe 1 ca să vedem de ușor. Da. Plus pe 1. Și 2 ele și de sud, da? Egal cu 180 de grade. Și pe 1 fac 180 de grade, da? Acum O2 plus... Hai să... Corect! De de sud O2, între unghiul care? Între unghiul O... Care? O... O... Asta e. Că? Avem O2 plus 90 de grade plus P2. Hai să muncim acele două relații. Hai să scădem un 90 și într-o parte și numai, da? Am două relații. Rămâne O1. O1. Plus P1. Egal cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade, da. O2 plus P2. Egal cu 90 de grade. Da. Și acum... Din cele două, fac 90 și amândouă, înseamnă că ăsta din stânga sunt egale. Da. Deci de aici rezultă cu 1 plus P1 egal cu O2 plus P2. Așa este? O1 plus P1 egal cu O2 plus P2. Și O1 egal cu O2, O1 egal cu O2. Atunci, O1 și O2 putem tăia, se tăie. Da, și P1. Și rezultatul, atunci, că P1 egal cu P2. Adică, acum, am făcut demonstrația rigoroasă. Foarte clară. Și pot să-ți permiți să adaugi la congruența triunghiului ceea ce îți lipsea ție. O să adaugi că... Uite, Ștefan, nu trebuie aici. M, P, O, da? Unghiul M, P, O, M, P, O. Este congruent cu unghiul O, P, N. O, P, N. Da? Și acum, conform care trebuie casă de congruență? U, L, U. U, L, U. Conform cazul de congruență. U, L, U. Cele două triunghiuri luate în discuție. Da? Sunt congruente. Deci triunghiul O, P, M, triunghiul O, P, M, e sigur congruent cu triunghiul P, M, O. Și fiind congruente și elementele celelalte, toate sunt congruente două câte două. Adică? Sigur că da. O, M, congruent cu O, N. M, P, congruent cu O, M, congruent, dacă să spunem segmente așa, da? Da. M, P, congruent cu P. M, P, care era și obiectivul nostru, acum e clar, scriu groșu. M, P, congruent cu cu P, N. Da. Și
Ce ar mai fi avut? Cam asta. Nu știu unde eu la 20 grade era deja. Da. Astea două elemente. Asta m-a interesat. Iată care ar fi rezultatul. Luând un punct la întâmplare, din bisectoare, și lucrând perpendiculare, segmentele astea sunt egale. Indiferent de loc. Da. Adică ar spune așa, toate punctele din bisectoare sunt la egală distanță de latele unghiului. Deci toate punctele din bisectoare sunt la egală distanță, că distanța se măsoară prin perpendiculare. Da. Distanța la locul lor de latele prin perpendiculare. Deci notează și acest rezultat spectaculos, ca la mediatoare, și asta a fost important. Toate punctele de bisectoare, toate punctele de bisectoare sunt la egală distanță, sunt la egală distanță, sunt la egală distanță de laturile unghiului. Toate punctele de bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. La bisectoare ce e rezultat la mult? Nu la bisectoare, la mediatoare. Că de pe oriunde am trasat... Oriunde, orice punct de pe mediatoare. Orice punct de pe mediatoare. Am drumul ce? Cum am zis? Orice punct de pe mediatoare? Toate punctele de pe mediatoare unui segment sunt la egalitate de capetele segmentului. Foarte important. Deci când ai zis mediatoare a unui segment, când ai zis mediatoare, în mintea ta înseamnă așa. E vorba de mediatoare, e perpendiculară pe mijloc și punctele de acolo au proprietatea asta de mai pomenite, că sunt la egală distanță. Dacă nu ești de la punctul P cu capete, PA cu PB sunt pe una egală. Da. Deci punctele de pe mediatoare sunt la egală distanță de capetele unui segment. Punctele de pe bisectoare sunt mai egale distanțe de laturile unghiului. Deci când zici bisectoarea unui unghi, nu dacă fac unghiul două părți, imediat în mintea ta se lipește și acest rezultat fascinant. Că punctele de pe bisectoare sunt mai egale distanță de laturile unghiului. Că distanța, adică asta, tu perpendiculară și asta, de aceeași unghi bisectoare. Deci, numai când ai deschis cuvântul, gura și ai zis bisectoare, gata, unghiul două ori și imediat însoțește asta și de rezultatul ăsta spectaculos după distanța de acolo până la laturi, nu? Distanțele sunt egale în orice două laturi. Orice punct de pe bisectoare așa se arată. Când ați mediatoare, hiperpendiculară pe mijloc, pătrată pe mijloc, pe mijloc și toate punctele sunt egale distanțe de capetele segmentului. Acestea sunt rezultate demonstrate de noi. Vezi ce am făcut eu acum? Eu nu m-am apucat să-ți adun niște rezultate pe tavă. Deci am făcut un efort maxim, dacă vrei, încercând să, ca și la algebră, să-ți deschid mintea pentru a înțelege că toate lucrurile curg unele de la altele, în altele. Cum am rezolvat? Eu puteam să dau așa. Punctele de pe bisectoare sunt egale de distanță de laturile unghiului. Adică luam așa de asta decât asta. Dar tu spui egal de unde? Cine este la lucrurile astea? Aș vrea să înțelegi tu și toți privitorii și toți cei care au urmărit că la matematică totul curge dintr-o informație în alta. Mai întâi ți-am vorbit din cazul de congruență. Fără cazul de congruență n-aș fi putut să dovedesc că asta e asta. Nici la mediatoare că sunt care două trebuie. Deci mi-am pregătit terenul, am gândit cu atenție ca să pot să fac pașii necesari și să totul se leg foarte bine. Așadar, în clipa de față, două, fiindcă la triunghi am laturi și unghiuri, vorbesc la triunghi bisectoare, la fiecare unghi, vorbesc de mediatoare, că pot duce pentru toate laturi de mediatoare, ei, și iată că mi-au rămas două lucruri. Înălțimea și mediana. Deci mi-au mai rămas să definez înălțimea și mediana. Da. Așa că voi înșeze tabla să desenăm
o trebuie la întrebare și să ducem mai întâi sectoarele. Deci pentru întrebare care să ducem mai întâi, spuneam sectoarele. Adică ce am să fac? Ți-am dus o seara, nu mai trebuie matematică, deci terminat, așa este? Câte ceasuri? Unde mă oprim? Câte de repezi? 15. Iar trebuie să mă așez jumătate. E foarte bine, atunci mai fă efortul ăsta. Vezi, trebuie să înțelegi mă lucrul. Lasă după 50 de minute, se intră pauze. Da. Aici noi facem 2 ore și un sfert, dacă și nu, 2 jumate, nu rezistă că mintea noastră sau fizic, nu poți să fii concentrat, maxim să stai focalizat. De ce nu fi făcut așa 50 de minute, 10 minute de pauză? Și la plasă se întâmplă și încă ceva. Nici nu stai da. Focusat așa acolo. Să-și facă la o treabă, în fine cu 5 minute, 10 minute mai târziu, chiar mai devreme. Da. Și rămâne o jumătate de oră. Dacă stai o jumătate de oră concentrată, este mare, mare. Da, simt eu oboseala. Care am rămas de cât de cât. Dar, atât mai mult. Am mai făcut noi pauze, mai povestit câte ceva, dar puțin față de cât de ce e organismul ca să facem pauza. Așa este. Din păcate, nu se poate recupera, să spunem, totul sportiv, dar să mulțumim Dumnezeu că totuși am făcut niște achiziții din totul bune. Mă gândesc la Angel, că ne-am plecat pe lat și am făcut treaba trecui. Rămâne doar să fii foarte atentă la lucrare, să te concentrezi și mai ales să ai încredere în tine. Deci toată povestea este să ai încredere că am muncit, am făcut, am făcut regatoare, am avut o șansă imensă că am trecut pe tot o revistă și procente și rapoarte și proporții și lucruri în Z și... Acum chiar nu mai e. Da? Deci ai o siguranță așa, deschizi propriul, să spunem, privești subiectul respectiv da. Și analizezi cum te faci, nu discut cu tine. Am muncit. Mi-au căzut în ochii, în oboseală, așa, de nu știam, mi-a stat pe bancă, pe bancă, și nu, nu se poate. Așa, am să fac acum un triunghi. Deci, ce să ne-am un triunghi? La întâmplare. Adică, ce înseamnă la triunghi? La întâmplare, ca mai. Sper să mă fi luat dreptul, adică, nu, poate să fac așa, ca să fiu mai ascuțit. Așa. Un triunghi foarte care. A, B, C. A, B, C. Hai să ducem mediatoare la tuturor. Ce înseamnă mediatoare la tuturor? Perpendicular. Pe mijlocul fiecare lucru. Deci, poate la dumneavoastră și tu ai o linie la tine, fiecare la tuturor care, află în mijlocul, și te rog să... Află în mijlocul. Da? Și deci mediatoare. Iată, la mine aici are 5, hai, la 2 și jumătate, cam aici în joc. Și tot mediatoare. Perpendicularea pe mijloc, așa am vorbit, imediatoare se întâmplă. Asta este mediatoarea și vă rog și mai jos, doamnă. Îi zic, indice AB. Adică mediatoarea lui AB. Nu la am luat de acolo, iau să iau. Cebe. Cebe, așa. Vreau cebe. Acum am să aflu mijlocul lui... AB. AB. Așa. Și caut mijlocul. Aici e ceva mijlocul. Aici a fost. Și aici e în mijlocul. Și nu fac decât să duc perpendicular pe mine. Da? Deci
Să fie clar, pe mijlocul secvenței. Mijloc flat. Ele se scrivesc într-un punct, aici, un punct, O. Dar ăsta, O ăsta fiind pe mediatoarea pienii, deci aveți, nu? Cum este O, B, cu O, A? O, B, O, A? Da, fiind pe mediatoarea lui. Păi n-am vorbit așa la mediatoare. Deci neapărat OB este cât OA. Adică punctul O e pe așa spre. Pe așa spre mediatoare. Da? Pe mediatoare asta. Da, dar O e și pe cealaltă mediatoare. Da. Deci O e și pe mediatoare asta. Da? Fiți pe asta, atunci O e la egală distanță și din ce și din pe. Deci, de altă parte, CO este cât O, B. Da. Păi, dacă O, A e cât O, B, O, B e cât O, C, nu înseamnă O, A e și cât O, O, C? Înseamnă că voi pe mediatoarea lui AC. Da. Ia să duc, ia să fac pe scârbos. Să caut mijlocul lui AC. Lui AO. Lui AC. Da. Da? Mediatoare, ca și zis mediatoare. Să vă treci prin om. Te am făcut urâs. Chestia asta, deci. 1, hai, cam așa. Și acum, fixez perpendicula A, adică voi de aici la 90 de grade și surpriza surprizilor, da, cum ieși din altul, deci exact. Deci mediatoarea lui AC trece prin același punct, toate se întâlnesc într-un singur punct. E superbă chestia, superbă treaba. Deci toate trei, mediatoarele noastre, triunghiului, toate trec printr-un același punct. Iată, nu să-și pasă, da? Toate se întâlnesc într-un singur punct. Deci, mediatoarea lui DC cu mediatoarea lui AB și cu mediatoarea lui AC, iată, toate trei, mediatoarea lui AC, se intersectează toate într-un singur punct. Și deci și noi, mediatoarea lui A, B, se intersectează cu mediatoarea lui B, C, și se intersectează cu mediatoarea lui A, C, și îmi dă un singur punct, O, deci rezultă un singur punct, poate trei într-un singur punct, și punctul O ăsta e la egală distanță de toate laturi, de toate vârfurile, și de A, și de B, și de C. Înseamnă că dacă aș putea aduce un pas acum, fixez compasul, trece cercul respectiv chiar prin toate vârfurile. Ia să vedem. Ia uite. Da, e chestia asta. Superb! E extraordinar! Deci punctul de intersecție al lor indică centrul cercului. Centrul cercului e circumscris. Este extraordinar. Da? Te trezi pur și simplu. Da. Nu vrea să creadă. Nu ne vrea să credem că așa se întâmplă. Deci, notează aici. Centrul cercului circumscris. Circumscris. Adică, el e pe afară și lângă interior. Deci, este pe circumscris. Da. Deci, foarte tare. Nu trebuie să gândești pe toate trei. Două din ele. Da.
duci mediatar la două la altă, să te găsești punctul și că acolo te duci cu compasul sigur să te arce. Da? Deci centrul cercului circumscris foarte, foarte, foarte interesant. Intersecția mediatoare. Da? Intersecția mediatoare, centrul cercului circumscris. Mai repede, să ducem și ca să... Ești 25. Mare. Duce și biserica. Da. Deci, de seama de domnul în unghi. Și ducem bisectoarea lui A și a lui B. Aici ar trebui un raport tot să facă pe chestia asta. Dar hai să zic cu ochiul meu obosit, să sper că reușesc. Am dus bisectoarea B indice A, bisectoarea unghiului A. Și acum duc și bisectoarea unghiului B. Deci bisectarea unghiului B. Așa. Dacă mă abonez pe acolo, ce și aia e bisectualitate, să vedeți într-un singur punct. Da. Deci, iată, am dus cele trei bisectoare. Bisectoarea lui A, lui B, bisectoarea lui B. Și bisectoarea unghiului C. Bisectoarea unghiului C. Și toate s-au întâlnit într-un punct. Dacă duc așa perpendiculare, linul I, vedem că I e punctul de intersecție, IA cu IB, IA, I, indice A, notăm locul meu țepat aici. I, indice B, notăm un I, indice C, un opus sau un indice un ficată de ecoara asta. Și cu I, indice A, I, indice B, I, indice B, locul meu țepat aici. Ăstea trei trebuie să fie egal. IA, cu IB, cu IC, nu sunt perfect la B, pentru că eu n-am zis decât cu mâna liberă. Acum, dacă aș trasa un cerc cu vârful chiar în punctul ăsta, el, cercul ăsta, ar să fie tangent. Am mine și compasul și toate astea, nici n-am fixat așa bine. El este tangent tuturor laturilor. Adică, acolo unde o picat, uite, punctul ăsta așa, de tangență, aproximativ așa. Repet, datorită lipsei de precizie. Ceea ce se întâmplă acum, intersecția lor, este centrul cercului, centrul cercului înscris. Centrul cercului înscris. Deci intersecția bisectoarelor indică centrul cercului înscris. Intersecția bisectoarelor. Da, nu bisectoare. E indicat centrul cercului înscris. Și mai există mediana. Mediana este vârful cu mijlocul flat. Deci, atât, aici la cunesc pe A cu M, M era aici în minte, da? Uite așa. Asta am M. Am M. A, M. Mediana. Am mediana. Și spune, unește vârful cu mijlocul flatului opus. Deci am vorbit de mediatoare, de bisectoare, de mediană. Și mai avem un înălțime. Înălțimea de un cel pe scurt. Da. De A, A1. Deci A, A1, înălțime. Adică perpendiculara din vârf pe platul opus. Înălțime.
importante pentru primul sunt mediane, mediatoare, bisectoare și înălțime. Medianele se întâlnesc, mediatoare se întâlnesc în centrul cercului circumscris, bisectoare în centrul cercului înscris, medianele se întâlnesc într-un punct numit centrul de greutate. Deci medianele se întâlnesc toate, da, se întâlnesc toate într-un punct numit centru de greutate al triunghiului. Centru de greutate al triunghiului. Centru de greutate al triunghiului. Și el este situat pe fiecare mediană. Și este situat pe fiecare mediană la o treime de bază și două treime de vârf. O treime de bază și două treime de vârf. Dacă se agață triunghiul de punctul ăla, triunghiul rămâne în echilibru, nu se dezechilibrează. De aici e de greutate. Iar înălțimile se întâlnesc într-un punct numit ortocentru. Înălțimile se întâlnesc într-un punct numit ortocentru. Triunghiul. Așadar, dragilor, spunem că am făcut și o recapitulare atentă a geometriei, nu? A unei părți, a noțiunilor importante din geometrie. Prun ca să poți trece acum și când trecem la aplicație, când azi triunghi echilateral, toate laturile egale, triunghi dreptunghi, anumit de ori de grade, nu mai rămâi. Deci de aceea ți-aș propune ca toate acestea să le vezi o dată de două ori, până când toate sunt bine în mintea ta. Cazul de congruență, am și eu niște probleme cu cazul de congruență pentru că am făcut la mediatoare și la înălțime. Ce sinteză? Sinteză este tot ce am făcut noi aici. Da. La revedere!